Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Crească rostul mare la dumneavoastră! Să trăiți mulți ani, să trăiți! Dea Domnul! Mulțumim, mulțumim! Ce? Nu stai deloc! Dar nu stau, ce să fac? Ce să faci? Asta e țăranul, așa e țăranul! Am vă trei fete și le trebuie în gasele! Așa-i, Doamna, așa-i! Soarele astea sunt foarte bune! Călcători! Dar mic războiul ăsta, ca micuți erau oamenii pe vremea aceea, așa-i? Nu, dar erau și mai lungi. Erau și mai mari. Erau și mai mari, dar el s-a mai făcut camere, așa, și-a pus mai micuțe. Aha. Câți ani aveți? 77. Mulți înainte. Și cum vă numiți? Antohie Floarea. După părinți, Sava Floarea. Multă sănătate să aveți și ani mulți și sănătoși să aveți. Știți să țeseți la război aici? Țesem, da, țesem și pânză, țesem și covirturi, țesem și din cârpi. Covorașe și alese. Am înțeles. Alese fiind astea cu model. Cum astea, așa, da. Cu model. Am acasă. Am înțeles. De la cine ați învățat să țesezi la război? De la părinți. Că... De la mamă, cred. De la bunică. Dar mai vineau care se făceau șezători atunci. Nu ca acum. Acum nu mai face nimeni nimic. Mai învață tineretul să țeasă? Nu. Deci fetele mele, că am trei fete. Și 8 căs de băiet. Așa. Da. Și nu? Nu. Băietul... Băietul ca băietul, dar fetele... Dar fetele nu. Ele sunt la serviciul lor acum. Au servici, nu mai țăsă, nu mai coasă, nu... Se va pierde tradiția nu asta. Nu mai procetează, nu... Se va pierde tradiția. Se pierde, dar eu am de toate acasă, dacă vreți. Vezi la mine, de toate am. Scripți, și nu-i greu? Ieță. Nu-i greu, dacă știți. Nu-i greu deloc nu-i greu. Cu doamna imediat am făcut, că îi aduc cineva care... Era ele. Din pinsat așa adunate și le-au zvârlit acolo și dă-le lui doamnul Cristia să-l facă. Am înțeles. Și am făcut și am aranjat și... Ați reușit să faceți? Da, am reușit, da. Cum de reușeau înainte femeile să facă atâta treabă în casă, să țeasă, să facă, să adune, să... Și mai acum zic, nu mai avem mai timp. Zic și eu, ce cât timpul, dar eu nu știu, au venit acum cu televizoarele astea, doamna, și stau acolo și se uită și fac și dreg. Eu nu pot să stau sana, eu trebuie să-mi pletesc ceva, ori un ciorap, ori o vestă. Dar mai vedeți? Da, cu ochelari o leac. La televizor când mă uit câte o leac, nu trebuie ochelari, că-i văd. Da, înțeles. Da. Un mesaj, dacă e pentru generația tânără, ce le-ați transmite dumneavoastră? Păi deocamdată eu le-aș transmite sănătate, să fie, dar se bine să mai învețe ceva tare, să pierde, nu mai țăsă nimeni, doamna, nu mai nimic, nimic, gata, s-a terminat. Și bine așa? Păi nu chiar bine, că găsesc de-a gata, așa. Da, dar ștergarele... Covoarele astea alese. Foarte frumoasă. Am pizestri. Dar nu vrea fetele să le iei. Nu vrea? Nu vrea, că o zis că el e... Și pânză, mă, de unde mai luați pânză? Pânză, dar nu se mai face acum pânză. Nu? La noi în sat nu se mai face. Toată lumea semăna câine, pă. Uh-huh. Dar înțeleg, toată lumea semăna câine. Pă, acum nu zici că nu poți, că e drog la boala, să-i coacă. Nu e niciun drog. Dar nu a murit nimeni pe vremea aceea. Toți avea câte o mărginuță de și câine, știți de la plantă cum se recoltează? Da, dar cum? Păi mama o semăna, iar e așa și de vară, așa. Și de toamnă, da? Și așa de vară o lua mai din timp. Mergeam printre aceea, prin ea acolo, că nu avea multe, că am o prăjână din cânipă. Așa. Și o luam și o puneam așa, așa n-avea sămânță multă din vară. Așa. Era mai înaltă și n-avea sămânță multă. Și o luam, o duceam cu tata cu căruța, o duceam la tochilă. Era tochilă anume, o baltă mare. Da, așa. Baltă. Și ce făceați acolo? Și o puneam acolo și avea multă lume la tochilă, nu numai noi. Puneam bolovan pe ea,
așa, să stea în apa aceea mult acolo și la o săptămână sau două se punea, ducea mama și vedea dacă se rupe. Și nu lua nimeni de la altul? Nu, că toată lumea avea, nu lua. Am înțeles. Și mama făcea așa să vadă, să rupi firul și ala, e putred. Așa. Cânepa nu putreza firul, numai bățul și ala care, dar firul pe care era pe el nu putreza. Am înțeles. O scoteam, o spalam la pârău, că aveam pârău aproape, la topela acolo, la pârău se făcea. Și o spalam bine și o puneam la uscat. Așa. După ce se usca, ghini, avea mama melețoi și o melețam și o trăgeam și pe raghele, v-a spus domnul, și pe raghele, și pe cheptenei, și dă-i bătăi. Și așa, și cam în cât timp făceați firul? Cam cât timp vă lua să faceți firul? Păi ni lua o leacă, ni lua, că n-a trebuia să... Nu, puteai să facem toată într-o zi, chiar toată. Când se usca, ziua aceea nu puteai să o meleți chiar pe toată. Mai rămânea, o meleța, o răghela, o scutura, o făcea, pe urmă iar până nu făcea ca lumea cu cheptenei, ca să ducă toată puzderea și de la băț, nu putea să o lăsă și până o aduna. Am înțeles, încet. O aduna frumos firul și ala și am avut un frate care torcea la furc. Știa să toarcă? Da, se cea la cu șezătoare, la vecini, avea fiete și... Care a fost ultima șezătoare, bunică, la care ai fost matale? O șezătoare la doamna Cristea. Dar nu, acum la serios. La școală, acum nu-ți mai faci șezători la noi. Dar ce însemna șezătoare? S-a adunat acolo mai multe fete, mai multe femei, care cusau, care împleteau, care... Și special? Eu zic, care scarmana... Corect. Așa, care scarmana lână, care și mai cântau, mai boșeau, mai... Mai petreceau. Mai petreceau, dar cum care mai facea... Chisa grăunță, cheuși, le fierbea și noi mâncam. Ce era aia? Ce fel de... Grăunță fierte. Mâncați grăunță da, fierte? Da, grăunță fierte. Da, și erau bune? Bune, doamne, bune. Dar cum? Și mâncare mai facea turte pe plită acolo, când așa. Din făină de grâu sau făină de mălai? Nu, făină de grâu. Am înțeles. Da, știu că se fac și niște pâinici de mălai. Din să făină de porumb. Da, să facem mălai, o părești făinuța și o lași să răcească, pui o leacă de sare, pe urmă se răcește, pui o leacă de făină de grâu și când crezi că e gata, le așez la tigaie, stropești tigaia o leacă cu apă, pui și un pic de ulei, așa, și de-acolo pune acolo, lua din troacă, cum a spus domnul, din troacă, mă lași și punea în tigaie și o făcea acolo frumos. Era bună mâncarea bunica înainte? Dar cum să nu fie bună? Și era mai bună ca acum? Și mai sănătoasă. Păi mâncăm pierj uscate. Să mai fac acum pierj uscate? Nu mai face lumea. Dacă are o lozniță ceva, că ar să face loznița. Păi da, dacă nu se mai face lozniță, eu nu știu, mama... Făcea în sobă și mătura cu ca lumea și punea acolo pierile, să usuce pierile. Și făcea mama o, noi așa îi ziceam, chisăliță, cu de toate, cu așa. Coarne, cu de cu toate, perge, tare, cu pierge tare bun, numai era așa dulce. Și mâncam cu toții dintr-un craston, doamnă. Cu toții, noi am fost 7 copii, l-am părinți. Așa. Mama mea a făcut de 3 ori câte 2, eu sunt din gemene, să știți. Da, am înțeles. Am fratele meu care trăiește, mai am unul care i-a murit sora și mai am 2 frați, unul a murit că e ce mai mititei, unul mai trăiește la televizor. Am înțeles. Deci altfel erau vremurile înainte. Altfel, doamnă, altfel. Ca vă mai aduceți aminte, bunica, câte covoare pe iarnă, câte scoarțe dintre astea făceați într-o iarnă sau făcea bunica, străbunica, când țeseau? Făceau multe? Bunica nu prea făcea covoare ales. Nu? Nu. Numai de astea, de zile? De astea așa, care dădea cu suveica, că erau greu de ales. El erau și mai bătrâni și nu prea cunoșteau. Dar câte făceau într-o iarnă? Făceau multe? Da, făceau cam mai ales de astea. Cum se zice așa, uite, s-au 3 femei la ele.
Aha. Trei femei la ele. Era muncă în spate. Da, dar avea lume cu suli lungi, suli mâiță lungi, de toate, vatale lungi. Erai bogat să ai un asemenea? Da, sigur, așa. Să țăsa și să zicem așa, dacă ți țineai de el să nu... Nu prea să stăteau chiar toată ziua în stat. Mai făceau și altă treabă în curte. Așa, de treabă. Cam într-o săptămână îl mântuia, dar trei fete se țineau acolo cât stăteau. Păi, da, când? Spun, mai punea altul, că dacă avea fete mai multe, să mai punem unul, să mai bun. Așa e, să mai facem unul. Să mai facem unul. Am înțeles. Da. Deci ultima așezătoare, vă mai aduceți aminte acum câți ani a fost? Vai de mine, da, păi de mulți ani de atunci. Câți ani nu are? N-am mai fost la așezătoare. Eu n-am mai fost la așezătoare de când m-am măritat. Să știi, mă, dar eu de 55, din 65, din 1965. N-ați mai fost la nici... La nicio așezătoare dacă m-am măritat, că nu am mai făcut nimeni așezător să m-am mai lucrat. Deci din 1965... 65, eu n-am mai fost la nicio așezătoare. Peste 50 de ani. Da, păi da, am prins și eu cu omul normal, am gata, eu, de 3 ani. Am înțeles. Am înțeles. Și de ce oare nu mai fac cu oamenii șezători? Sau clacă, cum se făcea înainte, muncă la clacă? Nu știu. Pe unii locuri se mai fac. Când au porumb și alea cu totul și adună acolo multe și cântă și face. Mai bă, pe la televizor, dar la noi nimic. Dar matale știi să cânti? Mai cânt o leacă. Ne cânta și nouă leacă? Da, acum. Mână bade, boi, bine, bădiță, bădiță măi, nu te mai uita la mine, bădiță, bădiță măi. Nu te mai uita la mine, bădiță, bădiță mă. Ochii mei sunt verzi ca iarba, bădiță, bădiță mă. Nu te mai uita degeaba, bădiță, bădiță măi, nu te mai uita degeaba, bădiță, bădiță măi. Ochii mei sunt măritați, bădiță, bădiță măi. Nu se lasă sărutați, bădiță, bădiță măi. Nu se lasă sărutați, bădiță, bădiță măi. Vă mulțumesc!